perioada de pandemie. În perioada de pandemie nici atunci nu s-a lăsat să nu-și facă publicitate. Aduceți-vă aminte de izoletele care au fost achiziționate, date doar la paramedici și alocare surse, că nu mai încăpau să ducă un pacient, să împiedicau la urcarea în ambulanțele lor. Noi lucram cu personalul care îl aveam, cu echipamente uzate, ieftine și ce-am avut la îndemână, un șofer, un ambulanțier cu o asistentă medicală și făcea față situațiilor. Revenim la izolete. Deci domnul ambulanțier spune că noi am dat izoletele numai la paramedici. Haideți să vorbim clar. Noi, la pandemie, n-am cumpărat nicio izoletă. Contrar la tot ce au vorbit unii și alții. Noi am avut izoletele de pe vremea ebolei, unde am luat una pe județ. Și în București au fost vreo două. Așa că da, s-a nimerit ca aceste izolete să fie la pompieri, care erau primii care au răspuns la primele cazuri de COVID. Și s-au folosit izoletele până am aflat cu ce se mănâncă, care e situația virusului, cum putem să ne protejăm și am renunțat la izolete. Nu mai aveam de ce să luăm altele, pentru că noi am renunțat să le mai utilizăm, pentru că nu mai era nevoie, pentru că numărul era foarte mare de cazuri și nu se mai justifica să izolăm, trebuia să izolăm personalul cu echipamentele de protecție. Și pacientul cu mască să nu transmită infecția către alții și personalul cu mască să nu se infecteze. Iar să se spună că ei au fost neglijați cu echipamentele de protecție, noi avem imaginile și filmele chiar de la primul avion aterizat, avion NATO, trimis în Coreea de Sud, cu primele 40 de tone de echipamente de protecție care s-au distribuit și la serviciile de ambulanță, și la unitățile de primire urgență, și pe secțiile spitalelor, și la pompieri. Deci dacă vrem să luăm cât a distribuit departamentul pentru situații de urgență, echipamente de protecție și către serviciile de ambulanță și tot, datele cu siguranță există. Și în niciun caz nimeni nu a făcut orice formă de discriminare între pompieri și ambulanțieri și medici de la ambulanță și asistenți de la ambulanță sau medici de la UPU și asistenți de la UPU. Să ajungem să aruncăm cu astfel de acuzații deja este prea de tot, dar explicațiile pot fi oricând dovedite cu date. Deci toți au primit din ce a achiziționat Ministerul de Interne. Iar unii, pe parcurs, când au început să apară pe piață, au achiziționat și ei în plus. Dar în primele săptămâni, România a fost salvată de abordarea integrată care am avut-o noi prin achiziție națională a echipamentelor de protecție și aducerea lor chiar cu sprijinul forțelor aeriene române prin avioanele NATO, două avioane pe orele Ministerului Apărării și un avion donație din Statele Unite și distribuirea s-a făcut în mod echidistant, egal, în niciun caz fără să se facă sau făcând partipriuri. Ar fi fost o crimă să facem așa ceva și era departe de noi să facem așa ceva, că s-aud astfel de afirmații la o astfel de emisiune.